intrat în Mamaia cu scârțâit de pneuri și cu motoarele turate, uimind turiștii care își petrec vacanța la mare zilele acestea. Pentru că supermașinile costă cel puțin 150.000 de euro, turiștii le-au botezat pe loc convoiul bogaților. Eu inițial voiam să mă duc să mănânc și mi-a sărit în ochi, se plimba un BMW pe aici. Când l-am văzut, am rămas, stai un pic, tata, eu rămân aici, tu te duci să mănânci, îmi pare rău. E cea mai genială mașină ever. Te-ar plăcea să conduci? Normal, aștept să-mi iau săptămâna viitoare permis. Și până atunci exersez, da? Până atunci văd cum mi-ar sta la volanul unui Lamborghini. Întâlnirea din Mamaia s-a numit generic Cars and Coffee, un eveniment ce are ca scop formarea unei comunități de oameni ce împart aceeași pasiune, automobilelor exclusiviste. Este un eveniment de amploare și are loc periodic în peste 30 de țări ale lumii. Proprietarii celor mai scumpe mașini din Europa se reunesc o dată pe an și își iau vacanță, lăsând afacerile care i-au îmbogățit pe planul 2. Se adună la Veneția și apoi pornesc într-un circuit care străbate 7 țări de pe bătrânul continent. De data asta, punctul terminus a fost România, unde s-au întâlnit cu 50 de români și ei proprietari de supermașini. Where we place the consumption? Because it's about 15-16 liters per 100 kilometers. 15? Yeah. În medie, cred că s-au parcurs cam 400 km pe zi. Este un drum destul de lung, mai ales având în vedere că aproape în fiecare seară am petrecut. In every city or every country in the Europe that you go, you find nice and bad roads. Of course, let's say that the highways are not that bad, are actually okay. Transfăgărașan is something amazing. The best views, the best roads. Prezența reuniunii Cars and Coffee în Mamaia plasează România pe harta internațională a tururilor de supermașini și aduce un beneficiu enorm de imagine stațiunii Mamaia, litoralului românesc și României.